Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dacă vă bate gândul să mergeți în vacanță în Barcelona, de exemplu, sau în Spania, fiți atenți că primarul din Barcelona a anunțat că va anula toate licențele pentru cazări particulare de tip Airbnb în următorii 5 anișori. Este vorba de aproximativ 10.000 de licențe date pentru Airbnb. Airbnb, presupun că știe toată lumea, este serviciul la platforma aia online în care poți să-ți înscrii proprietatea dacă vrei să o închiriezi cu ziua unor turiști și cine are nevoie caută acolo și își închiriază. Și este o mizerie. Eu am fost o singură dată la Airbnb și a fost o dezamăgire totală și n-am mai folosit niciodată aplicația. Eu am insistat de două ori chiar. O dată în Barcelona, unde a fost cumva nice, am nimerit într-un cartier de ăsta mărginaș, chiar lângă Rambla acolo, dar era ușor ciudat. Și o dată în Roma. Și de atunci, gata. Uh-huh. Suficient. Da. În Barcelona, câștigurile din turism au fost de aproape 13 miliarde de euro în 2023. Anul trecut, ei au avut 26 de milioane de turiști. De 5 ori mai mulți turiști decât locuitori. Cam 5, că sunt 5 milioane și jumătate de barcelonezi. Uh-huh. Și, deci, practic, cu 26 de milioane de turiști în acest oraș, au avut de două ori mai mulți turiști decât a avut toată România în 2023, ca să înțelegeți impactul. E, na. Sunt exasperați, este un oraș invadat de turiști, e și foarte frumos, dar e dificil să mai... Cred că e foarte dificil să locuiești imposibil acolo. Au crescut foarte mult chiriile din pricina fluxului de turiști și a faptului că se caută cazări de-astea particulare, nu doar hoteluri. Pe de altă parte, astea 10.000 de licențe de Airbnb reprezintă doar o mică parte din numărul total de cazări care pot fi obținute în Barcelona. Sunt enorm de multe hoteluri. Uh-huh. Și alt tip de pensiuni, cred, nu toți sunt pe Airbnb, și criticii măsurii, cei care spun că primarul nu face decât să înrăutățească situația dacă desfințează aceste licențe, criticii spun că în felul ăsta va crește numărul închirierilor ilegale. La negru. La negru, da. Și că, de fapt, orașul va pierde bani, dar turiștii tot vor veni. Pentru că se descurcă. De vorbă, dacă ești turist și vrei să ajungi undeva, te descurci într-un fel sau altul. Pleci cu cortul, cu rulota, găsești un hotel, un hostel, un ceva de genul ăsta. La hostel a stat vreodată? La hostel n-am stat. N-am Luca, n-am încercat. La hostel? Niciodată. Cine a stat la hostel vreodată? Adică hostelul este un fel de... Motel. Nu e motel, nu. E ceva pe marginea drumului, făcut așa, ca escală, că mergi cu mașina. Asta dar e ce e hostel? Hostelul este ca un hotel, dar cel mai ieftin posibil, în care dormi cu mai mulți străini, să zicem, în aceeași cameră. Adică ai 4, 6, 8, 12... A, camere de alea comune, cu baie da. Este un tip de turist care se face când ești foarte tânăr, dacă m-ar fi prins, cum să spun... Doi, dacă aș fi avut acum 11 ani și aș fi terminat facultatea, sau, mă rog, liceul, mi-aș fi luat un an să umblu prin lume și aș fi stat cu cortul sau la hosteluri. Sunt, în general, destul de ieftine. Nu știu ce înseamnă hostel și cât costă în Barcelona, de exemplu, dar, în general, sunt accesibile. Adică, la un moment dat, știu că puteai să primiți un loc într-un hostel de la, pe la 12 euro încolo. Aha. Dar ce e foarte puțin pe noapte, ceea ce e puțin. Dar, în afară, să stai la 5 stele, cum altfel îți place să călătorești? Am stat, cred că, de la 2 stele în sus la toate genurile de hotel. Eu am călătorit și pe Vreau Ceaușescu și am stat și la 0 stele. Nu, n-am stat. Nu, de 2 stele care erau un fel de 3. Mă rog, nu mai contează. N-am stat cu, n-am mers cu rulota, deși îmi doresc lucrul ăsta. Iar cu cortul am fost când eram mic. Înainte de 1989, cred că de 2 ori. Odată am fost cu părinții și odată cu niște prieteni. Da. Eu am stat și la Grajd. În Costinești sat. Nu m-am băgat, îmi pare rău, dar n-am avut onoarea. Dar, prieteni, hai să vorbim despre asta. Unde vă cazați în vacanță? Când vă cazați, unde vă place cel mai mult? La hotel, la apartamente de la particular, la rude? La rude vă place să vă cazați? Eu îmi iubesc foarte mult rudele. Dar nu pot să stau în casa unor oameni. Nu pot să stau în casa lor, trebuie să fie impersonal, așa. Eu sufăr din punctul ăsta de vedere, să știi, pentru că foarte mulți prieteni au tot zis de-a lungul anilor... Hai, vino că am eu o casă, da, mă duc la prietenul meu sau la vărul meu din Canada, mă duc la din America, mă duc la... Dar eu n-am. A, n-ai? Înțelegi că eu m-aș duce? Ești de asta, ești musafir de profesie? N-am, zic și eu așa, dar nu știu. Nevastă mea este super ok. Ea e musafir de profesie, dacă poți să stea la rude, din eu încurc. Păi da, dar din noi trei, că ai, dacă mă pun și eu în combinația asta, tu ești bucureștean. Eu sunt bucureștean, da. Nu, frate, la mine trebuie să fii în personal și dacă se poate la hotel. Adică să noi, dacă am crescut cu multe rude, verișori și chestii de genul ăsta, înțelegem asta altfel și o acceptăm altfel la maturitate. Voi nu înțelegeți. Da, nu. Unde e cel mai bine, prieteni? Cu cortul, cu rulota, am vorbit despre
despre rulotă, sunt fanii rulotei, sunt, sau mă rog, cum se cheamă alea, că rulota e aia pe care o tragi după tine, dar sunt autorulotele în care mergi. Uh-huh. Fanii, oamenii care merg cu rulotele, am înțeles, sunt super fani, le place foarte mult. 0372069599, dați-ne și mesaje pe WhatsApp, 0728 3D1 3D2. Când te gândești la vacanță și vrei să-ți rezervi undeva sau pleci într-o vacanță, unde îți place cel mai mult să stai? La hotel, la hostel, la apartament, la rude? Unde pleci de obicei? Cu rulota, cu cortul? Cum îți place să mergi în vacanță când mergi în vacanță? Mie la hotel, ăsta este favoritul meu, dacă se poate hotel. 0372069599, dacă vreți să vorbim, sau puteți, ne puteți da mesaje, 0728 3D1 3D2. Hostel, câte stele, port. Ne-a trimis și eu, încep să-mi reconsider atitudinea. Sunt mai multe hostel. Mesaje care cineva a trimis. Cineva a trimis mesaj cu hostel de 6 euro din Praga. Da, Dragoș. 6 euro da. Pe noapte? Da. Vrem și poză ca să vedem cum arată un hostel de genul ăsta. 6 euro mi se pare corect. Iar alți cetățeni spun că hostelul nu e așa cum l-ai descris tu, cu baie pe hol și cameră dormitoare comune, ci este exact ca un hotel, doar că e mai ieftin. Adică depinde de hostel. Și care e diferența atunci, Ana? Adică de ce costă la 6 euro? E ca un hotel, dar e mai ieftin. Depinde de hostel, nu adică vă mai probabil certați. E sub o stea. Ce înseamnă, mă, sub o stea? Înseamnă că n-are fân. Baie pe hol. Mie îmi place că vă contraziceți. Niciunul n-a fost la hostel, dar vă contraziceți. Sunteți foarte buni. Păi, dar ăsta ce că e ca un hotel, dar e mai ieftin. Bun, și de ce n-ai e mai ieftin? Soape, nu știu, ceva se întâmplă. Ce? Ceva? Bună dimineața, Europa FM. Neața. Când merg în vacanță, îmi place să merg cu autorul lota. Da. Să merg pe munte, undeva cât mai sus posibil, cât poate autorul lota să meargă. Iar a doua parte din vacanță o fac la hotel. Așa, tată. Marian din București. Te duci să te odihnești și tu în sfârșit. În sfârșit, da, bravo. Deseori cu rulota, practic, pe dealul Feleacului n-are cum, la Cluj nu poate. Depinde din ce parte vine. Bună dimineața, băieți, vă ascult cu drag din București. Călătoresc de multe ori, de 4-5 ori pe an, city break-uri de-astea super low cost. De cele mai multe ori stau la hoteluri, găsesc prin Booking oferte bune, dar să știți că am găsit și o super ofertă și am fost foarte plăcut impresionat de un apartament prin Airbnb în Albania, Tirana, super accesibil, foarte bine aprovizionat, dotat cu tot ce avem nevoie și a fost o super experiență și chiar mai caut prin Airbnb pentru că am avut o experiență plăcută până acum. Au tot mai multă lume că merge în Albania. Ar trebui să mergem în gașcă în Albania. Gata. Stai să citesc definiția hostelului de la Wikipedia. Asta am citit și eu. Un hostel, cunoscut și ca hotel pentru tineret. Deci citești în România sau la englezești traduci și adaptezi? Este în română. Este o unitate de cazare pentru turiștii cu buget restrâns, în general tineret, având dormitoare și băi comune. Acest tip de turism oferă cazarea în dormitoare comune cu mai multe paturi simple sau paturi etajate, cu plata per pat ocupat. Na. Dar vezi? Poate oferi și camere private, după cum scrie site-ul englezesc Wikipedia, pe care am citit eu ce înseamnă hostel, în mod excepțional, cu amendamentul că sunt camere foarte ieftine și cei care preferă hostelurile sunt oameni care vor să cunoască străini, să intre în vorbă cu diversi cetățeni. Da, să consultăm și versiunea în limba maghiară a site-ului, dacă se poate, ca să vedem, poate mai găsim ceva. Ei, nu poți să știi niciodată. Neața, băieți! Neața! Cel mai bine site-ul singur. În 2017 mi-am cumpărat undeva lângă Vila Real un apartament, 4 km până la mare. Tare. Merge manual, merg copiii, mergem noi. Deci am gândit dinainte pentru că totdeauna a fost o problemă cu cazarea. Când te-ai dus, banul ți-a convenit hotelul, banul ți-a convenit anumite chestii care sunt undeva într-o locație și ne-am hotărât să ne cumpărăm noi ca să nu mai avem probleme. Da, o zi faină vă doresc, Nicolae. Nicolae, te pupăm, am auzit și că și domnul Țiriac a făcut la fel, doar că direct pe plajă, numai 4 km. Și și-a luat mai multe pe culori în funcție de stare. Pentru oameni care preferă să meargă într-o singură destinație toată viața, asta zic. E destul de important. Domnul, adică dacă tu ai fi știut că o să mergi la Vurvuru toată viața, să ai fi cumpărat și tu. Nu-ți dai tu un cort. Știi cât s-a scumpit Vurvuru de când am fost prima dată? Asta zic. Cristi, bună dimineața! Salut, Cristi! Bună dimineața, domnilor! Bună, bună!
Am experimentat, am 45, am experimentat cam toate tipurile de cazări, mai puțin hostelul, cel cu discuție, de la cort, refugii, chiar de dormitul sub aer liber, până la mai nou, altul felul de hoteluri și mai ales apartamente, în primul timp în City Break. Și bineînțeles, autorulota, care din punctul meu de vedere, cortul și autorulota sunt cele mai tare experiențe de cazare. Restul sunt... Eu aș putea să înțeleg autorulota, dar cortul, frate, să te duci să dormi cu gândacii și furnicile pe bune. Mai să ne exagerăm, dar cortul într-un anumit loc în natură poate fi cea mai tare experiență, mai ales dacă ai și compania plăcută pe lângă tine. Da. La 45 de ani, cortul e foarte bun. Cristi, îți mulțumim, ești foarte drăguț. Hai să vorbim și cu Simona, bună dimineața. Bonjour. Bună dimineața. Mie îmi place foarte mult să călătoresc și eu, în general, mă feresc de hotelurile alea standard, pe care nu ți le mai amintești după aceea. Da. Și am luat de pe Airbnb, am avut experiențe foarte frumoase, de cazări minunate, am luat de pe Booking. Deci eu caut chestii care să fie un pic mai, boutique, mai personalizate. Neașteptate. Poftim? Surprizătoare, da. Boutique hoteluri? Nu neapărat. Da, boutique hoteluri, apartamente. Citesc întotdeauna review-urile, întotdeauna. Sunt foarte importante la alegere și când am de luat o noapte cazare, de exemplu, am luat și la hostel, dar la hostel, să știți că sunt și camere duble, cu baie, cu baie proprie, curățenie impecabilă și de obicei sunt foarte bine poziționate. Sunt foarte ok când vrei să mergi undeva, să poți să-ți lași bagajul, să te duci și să ai, nu știu, ai plecare seara. Dar la ce nu te-ai duce niciodată? Nu te-ai cazat niciodată? La ce nu te-ai cazat niciodată? La ce nu m-aș caza niciodată? La camerele comune, că nu mai sunt așa de tânără. Apropo, am văzut undeva un hostel unde spunea la camere comune, dar trebuie să ai sub 35 de ani. Deci eu acolo clar nu mă mai pot caza. Să știi că sunt hosteluri doar pentru studenți, de exemplu, și nu te poți caza decât dacă ai și carnetul de student, ca să demonstrezi lucrul ăsta. Aici era doar legat de vârstă. Știi la ce mi-ar plăcea să mă cazez odată? La hotelul Capsulă, în Japonia, ăla în care dormi practic ca la morgă. În tub? Da. Vezi că sunt și trenuri, am văzut, și în Japonia și prin India mai sunt de-astea. Da. Drum bun! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.